Astăzi am o rețetă care am zis să-i spun așa, ori fantezie de primăvară, ori fantezie într-o farfurie, pentru că acesta conține multe verdețuri, în special salate, dar conține și carne, normal. Pentru asta sunt două variante, ori pulpe de pui, ori puteți alege un cotlet de porc pe care, după ce îl condimentați, îl frigeți într-o tigaie cu teflon, după care îl stingeți cu mult vin, îl lăsați să se pătrundă, apoi strecurați sosul și adăugați în sos gorgonzola, un pic de smântână dulce și boabe de piper, de preferință de piper negru. Alegeți pentru sos însă o gorgonzola picantă, pentru că gustul este mult mai intens. Alături de această friptură, ca să-i spun așa, am să servesc o salată care este compusă din două tipuri de cartofi, cartofi roșii și cartofi dulci, pe care am să-i fierb și am să-i tai în cubulețe. Mai folosesc roșii, sherry, avocado și schweizer, dar și o varietate foarte mare de salate verzi. Asta pentru ca să-i dau personalitate, dar și un gust mai deosebit și în special sănătate preparatului meu. Am ales salată verde, clasică, rucola, care este foarte, foarte parfumată, lăptuci și alte variațiuni de salate. Așa cum am spus, pentru ca preparatul să fie foarte sănătos, am să-i prepar un dressing cu ceapă verde, muștar, miere, lămâie și oțet balsamic. În felul acesta, preparatul meu va fi de vis și cu aromă de primăvară.